concert, suntem prezenți noi, dar lipsesc domnul Șenchea Gabriel și domnul Câmpanu Teodor. În consecință putem să ne derulăm lucrările. Vreau și domnul secretarul Comunei Arată pentru a supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 28/7/2017. Aveți obiecțiuni la procesul verbal din ședința anterioară? Nu. Nu? Vă rog, supuneți la vot. Da, am eu aici o întrebare. Vis-a-vis de, sau dacă doamna primar ne va expune la diverse cu festivitatea asta cu direcții, o să-i pun întrebările atunci, da? Da. Păi să-mi depus niște întrebări. Așa. Asta cu statul distanței și așa am înțeles. L-a murit domnul Adrian cu acel post care este scos în deșteptarea la concurs referent. Da. Așa. Asta ați fost complicat organigrama? Nu o să complicat, eu cum mai sunt consulti. Asta este de bugetul pe care îl avem, nu putem să facem angajat că... Și fetele astea două care i-am văzut, nu? Două fete sunt? Noi? Nu, Madalina. Ramona era aici. Da, Madalina e din mult venit aici. Așa, ea au rămas pe definitiv, nu? Da. A trecut? Da. Păi știam la un moment dat că era prin contract de asta... A, nu, se referă la doamna Rusu. Nu, nu la Rusu. La Rusu, fata care e de pe cadastru sau la celălalt? Da, Rusu este contract prestări servicii, nu este angajată noastră primărie. Mi-am dorit să rămână, dar nu știu, renunță la societatea pe care o are și să fie angajată. Așa, și vis-a-vis de rectificarea cu banii, acele întrebări o să vă pun vis-a-vis organizarea. Da. Da. Supuneți la vot, acum? Cine este pentru? Unanimitate de votătați, da? Vă prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007. La care să avem referatul suplimentar. Deci, practic, l-ați refăcut, da? Proiectul numărul 2. Și ați făcut 2-1. În hotărâre o să adauge și ce scrie în referat. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor care realizează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Și proiectul numărul 2 diverse. Supun la votul de zi cine este pentru proiectul acțiunii. Deci unanimitate de voturi pentru, nu? Punctul numărul 6. Doamna primară a datului din a solicită suplimentare ordine de zi cu două proiecte de hotărâre. Da. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui Consiliului Local Sărata în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Sărata pentru anul școlar 2007-2008. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2017. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere numărul 2 din 4/1/2013. Supun la vot suplimentare ordine de zi. Cine este pentru împotriva abținere? Unanimitate de voturi pentru. Punctul numărul 8. Vom trece la prezentare și supunerea la vot a proiectului de pe ordine de zi și suplimentare ordine de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Deci la asta s-a dat referatul suplimentar pe care l-am depus doamna contabilă. Și atunci va fi cu ce mai a finală? Sau și cu alea 23, nu? Deci vor fi 23, nu? Exact. Referitor la rectificarea bugetului, am mai discutat așa, domnul Viciu vă răspunde cum îi vine lui așa mai frumos. Am motivat, l-am întrebat cum îi treaba cu scările de la Biserica Bivotară, dacă până la hram vor fi gata și auzi că a venit hramul, ce să așteptăm? Da, deci până la hram... Care este de lucrări, dar așa, frumos am întrebat. Păi trebuie făcută procedura de licitație, nu? Deci acum se lucrează la procedură și noi de săptămâna viitoare sperăm ca de marți, miercuri sau chiar și de luni să apucă de lucrări acolo la biserică. Deci până de hram vor fi gata. Dar o întrebare pertinentă, zic că nu am întrebat. Nu înțeleg, și-a terminat iar alte lucrări, eu am întrebat de ce lucrări. Eu nu te-am întrebat pe tine când nu ți-ai apucat lucrările și când le-ai terminat. Nu, le-am întrebat de lucrările publice, nu de ale personale, da? Da. Tocmai de aceea. Să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Da, să menționați aici cele două familii în proiect, da? Da. Păi nu le putem menționa din cauza că ei vor veni după ce se aprobă și se depună documentele. Asta e problema și nu prea puteți să le menționăm. Da, ați menționat două familii? Da, două familii. Deocamdată nu mai vine. Dar poate mai vine vreuna. E posibil să nu vină să joacă documentele niciodată și atunci nu le-am... Păi cum n-au depus? Au depus amândouă familii, da. Păi până duminică când să le mai depună? Mâine? Maria și Mihai. Să punem la vot, nu? Cine este pentru? Împotriva? Abținere. Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sărata în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Sărata pentru anul școlar 2017-2018. Eu zic să rămână tot domnul Balan. Da, deci propuneți. Să scrie la cuvânt. Eu propun să rămână tot domnul. Am văzut și eu. Înscriere, notează să înscriere la cuvântare. E aproape, participă la toate activitățile. Deci, doamna Sandu îl propune pe domnul Bălan, așa? Alte propuneri? Da, eu îl propun pe doamna Presecaru. Doamna Presecaru. Având în vedere că așa, na, să mai schimbă lumea. Domnul așa nu trebuie să fie chiar veșnic, sau dacă nu putem numi două persoane, să o copie și doamna, că și aia este interesată. Legea educației zice că e o singură persoană, e o singură reprezentantă. Doi, reprezentat al primarului și reprezentat al Consiliului. Da, poate să fie și la treia persoană și la patra persoană, dar nu... Având în vedere, eu sunt președintele comisiei de aia asta și eu sunt o persoană non grata pentru această comisie și nu se mai încape nimeni din afară de acest domn Bălan, pot să propun pe doamnă. Sunt atât de acidă și vreau să vă informez că există o hotărâre la nivel de Consiliu Local. Dar să supune la vot și spune. Eu cel puțin m-am informat acum și în cadrul Parlamentului este un proiect de hotărâre prin care această funcție va fi remunerată. Așa că vă rog să fiți foarte atenți. Da. Da, sunt eu la mine. Faptul că domnul Bălan s-a implicat și a avut diverse activități, propun să fie o continuitate a ceea ce s-a început și să fie numit tot domnul Bălan. Supune la vot. Bun, deci cine este pentru propunerea domnului Bălan? Ca domnul Bălan să fie membru. Deci domnul Câmpanu Stelian, da? Domnul Ieneșel Andrei Dragoș. Așa. Domnul Arnatu. Arnatu Vasile. Domnul... Domnul Conache. Doamna Samu Măreana. Cine este pentru propunerea ca doamna Prisecaru să fie membru? Deci domnul Filip Vasile. Doamna Câmpanu Maria și doamna Prisecaru. Deci, cu un număr de 6 voturi pentru, domnul Bălan va fi viitorul reprezentant. Da, mulțumesc. Dacă e luat, când e fost. Trebuie să redescoperim și voluntariatul, trebuie să ajutăm și comunitatea și copiii, nu neapărat să avem funcții. Eu chiar dacă nu eram ales astăzi, sunt continuă activitatea și alături de primărie și alături de Căminul Cultural, de alte momente din viața comunei. Eu l-am propus că chiar se ocupă de școală, participă mereu și în afară, nu urmă. Așa am fost educat, așa, chiar dacă nu eram ales astăzi, aveam aceeași percepție asupra realității. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2017. Supun la vot. Cine mai este de la PSD? Faceți inventar. Doamna... A fost doamna Maria Prisecaru. Nu o acceptă acum. Dar nici a doua oară, nici a trebuit. Ei, uite de aia că sunt... Dar și domnul Dragoș... Să trecem la următoare, trecem la doamna Maria Câmpanu. Maria Câmpanu. Avem mult timp. Noi, cei de la țară, suntem cu agricultura pe vremea asta. Alte propuneri? Oricum, ne trebuia să ne ajungă rândul, așa că nu e nicio... Doamna Câmpanu. Nu, în afară de doamna. Supunem la vot. Deci nu mai sunt propuneri, da? Pentru doamna Câmpanu. Deci pentru doamna Câmpanu? O singură propunere. Unanimitate de votat pentru, da? Doamna Câmpanu... Eu te vreau. Da, cred, dacă tu... Te vreau lângă mine. Da, cred. Dacă voi nu mă vreți, eu mă vreau. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere numărul 2 din 4-a 3-a 2013. Sunt înscrieri, sunt... Programul rămâne același, nu? Aceleași condiții. Rămâne numai să concesionează. Eu ce zic? Odată ce se face preluarea concesiunii, se zice cesiune. Și se merge în aceleași condiții pe care le-am aprobat data trecută. Deci aceleași condiții vor fi. Poate îi schimbă programul de funcționare. Asta spune. Dar ia ziceți, nu sediul ăsta de aici acum. Vă zic că e sediul de la... E sediul de copii. Nu, 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 băi, anul trecut au fost probleme. Nu, e tot, nu de acolo. De asta am și spus, uite, noi avem pentru unitate sanitară și nu avem unde construi aici, în Sărata Goi. E spațiu verde și nu se poate construi. Până nu o facem cucu. Deci nu putem să construim. Numele la Partizul de la Consiliul Județean. Și chiar vreau să vă anunț că unitate sanitară va fi construită lângă poliții. Deci nu am în altă parte, n-am identificat în Sărata un teren care să poți să... Este loc, dar veneam aici la băi, e o matologie, n-ai unde să construiești. Noi o să începem de luna viitoare demersurile pentru puz. Atunci am obținut să vrea să facă... Deci este prins în puz, spațiu verde. Dacă se găsește... Trebuie să construim puzul. Începem, facem puz și ca să ai unde stați. Eu trebuie să depun documentație pentru unitatea sanitară până la sfârșitul octombrie. Și pierdem fondurile. Și așa că am măsurat acolo... Dar nu mai ai timp, poți cu cine găsești. Am dus la bani și am vorbit acolo la Mota, dar nu-i de acord. Nu-i de acord, deja au început să curățiri, fac acolo cu pensiune, nu știu ce vor să facă. Nu, nu, deja au vândut. Au vândut ăștia ale... Nu, acceptă, nu acceptă, na, fiecare e omul. Omul și-o luat sau cu un scop. Dar de ce? Era lângă școală, era care era treaba? Era totuși în Sărata. Iar dacă... Era lângă băi, acolo. Și face primăria, și aici e locul pentru... Dar de ce să fie acolo? La de-al unul totuși este un punct unde să-și desfășoare activitatea. Aici, dacă te dă afară episcopia, e un timp aici. Dar totuși ne gândim că și acolo e zonă care se va dezvolta în timp, chiar se vedeți că se fac și zic acolo e... Și este și teren liber, care trebuia să-l... Păi cu totul, deci acolo vine, oricum o să facem adresă la persoanele care și-au ridicat gardul public. Da, este teren. La urmă trebuie să mutăm și primăria acolo. Distanța e accesibilă să fie tot acolo. Păi nu, nu e neapărat. Primăria dacă se face aici în timp... Și nu este spațiu. Da, deci este spațiu, dar în timp de un an de zile se va face puzul ăla, ca să văd că trebuie avize, trebuie... Puzul se face în 2 luni, iar pugul durează, ăsta e de mai mult. Pugul durează? Da, cam așa. Dar spațiul ăsta din spatele primăriei? Dar ce zici, ca să începi să faci o unitate sanitară în spate, cum intri cu mașini? Greutate. Abia intri cu mașina. Ce se face? Dar poate dacă nu există... Acum e ca sau Marcu, dar aici să-ți mulți teritori și înainte din spate. Păi nu? Poți să faci primăria și până nu se construiești în spate, rămâne locația asta, nu mai construiești niște terenul care nu se construiește. Dar de ce să dorim pe asta? Faci primărie în altă parte și asta rămâne dispensat. Acolo se ridica construcții, dar nu se face. Nu mai merge. Nu, dacă îți faci altă primărie, doar la alt spațiu cu altă destinație. Și ai și spațiu, dispensar, ai și primărie și... Oricum, la Sărata, dispensarul și pentru poliție. Nu plătești nimic, chirie, că... Da, așa și... Nu mai găsim și alte... Dacă mai amenajarea s-a terminat perioada iernii, au fost probleme anul trecut, așa, la asta m-am referit eu, nu că așa ei dau cu spații cu titlu gratuit, nu e foarte bine, dar mă refeream la condițiile care erau anul trecut și sunt preocupate din nou. Condițiile vor fi aceleași, nu se poate modifica acea clădire, nu? Dar a schimbat programul mai... O schimba programul în funcție de condițiile meteo. Da? Ei, acum nu vedea, poate... Poate vine domnul doctor și vine cu alte idei, cu alte facilități, cu alte probleme. Pleacă, e plecat în perioadă nedeterminată, nu? Perioada nedeterminată, nu? Da, și blaminat, rășunește, e o problemă personală și eram zis la poate puțin cu domnul doctor, care eram cu domnul secretar și pe-a venit doamna Borta și-o depus cererea. Dar nu intră la noi, nu discutau că așa la înregistrare, plecat. Problema ei nu are așa într-o lună, în 2. Deci supunem la votă proiectul numărul... Supuneți la votă. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru, da? Proiectul numărul 6, diverse. Aici, în primul rând, era vorba de adresa de la DSVSA. Răspunsul care am avut. În care am înțeles că urmează să luați o decizie despre cum vom acționa. Răspunsul la adresa DSVA e neconcludent, în sensul că domnul director de acolo care a dat răspunsul trebuia să-l convoace pe domnul Vasiliu să vină exact aici în fața noastră să ne explice motivul pentru care o renunța la dispensarul ăsta veterinar, că una din clauze care sunt și care le susțin este că s-a prevăzut această distrugere a dispensarului ăsta veterinar din vreo 2 ani în urmă, prin distrugerea efectivă de animale, prin Monte Aiurea, cu poate material seminar esperat sau cine știe, s-au ajuns la un asemenea număr de animale pe teritoriul comunei. Care, toate comunile astea de aici, nu numai la e adevărat, dar nu a fost o conlucrare între medic și crescătorii de animale. Câte erau la Bălcescu și câte sunt de acum. Dacă îmi permiteți, vreau să vă zic și două cuvinte. Deci, Direcția Sanitară Veterinară au concesionat doar serviciu. Nu face referire la clădiri, nu face referire la nimic. Dați-mi voie să vă duc ideea până la capăt. Deci, în cazul în care nu sunt sesizări, nu sunt plângeri, că doctorul nu-și desfășoară activitatea regulamentar și conform contractului de concesionare a serviciului, Direcția Sanitară Veterinară nu va lua nicio decizie, nimic. Noi facem distinții între spațiu și serviciu pe care îl prestează doctorul. Nu? Acum, dumneavoastră, dacă aveți nemulțumiri referitor la serviciile pe care le prestează doctorul Vasiliu și echipa sa, trebuie să faceți plângere acolo sau chiar și către aici, către primărie, că ați văzut cum s-a făcut adresa acum la DSV, facem în continuare. Dar odată ce el nu are plângeri, DSV-ul ce poate să vă spune? Serviciul este corect. Oamenii proprietari, dacă răspunsul la acea adresă care a fost înaintată către dânsii, ei n-au nicio treabă. Ei au făcut referire doar la serviciu. De specialitate. De specialitate. Ei nu se ocupă cu clădiri, cu spații și așa mai departe. Da, dar totuși, pentru așa, vaccinarea, în campanie de vaccinare se pot face oriunde. Trebuie să existe un spațiu dotat pentru vaccinuri, pentru asta, da. Nu? Trebuie și spațiu, un sediu, o locație. De aia l-a și cerut inițial, a solicitat domnul Vasiliu acest spațiu. Că avea nevoie de un spațiu special pentru montă, pentru ce avea de lucru acolo. De acord. Și acum, final, ce? Nu mă mai interesează. Sau cum fac serviciile, nu mă mai interesează clădirea. Eu îl întreb punctului de lucru este la tine, dacă tu ai un animal care e bolnav, nu poți să-l duci la cabinet. E un animal care e jos. Nu discutăm problema asta. E foarte clar ce problemă discutăm. Probabil mai are un punct de lucru. Dacă tu ai avut o vacă sau mă știu ce din montă, de câte ori ai dus-o tu la cabinetul medical sau neatite să spun acum, de câte ori ai dus-o la cabinet sau la un vaccin sau la ceva. Spune neatite, ai dus. Nu, am dus-o odată când o spus, m-a motivat, că era un animal care nu stătea și îi stric trandafirii din curte, când am scos la Stanoc. Iată oamenii lui. Ce faci cu trandafirii? Pentru că fac alergam, nu putea să prind. M-am scos pe care. Ați văzut, când am zis nu, să nu vindem. Și am fost de acolo să vândim? Când ai venit atunci în ședința de Consiliu Local, nu face fonduri europene, face modernizare. Păi da, dom'le, am zis ceva modern pentru comună. Ați văzut cum să-l faci, trebuie să vezi și peste gard, nu vezi numai... Păi nu, dom'le, așa am văzut. Adică ne interesează și capra vecinului, să înțeleg. Nu mă interesează, trebuie să vizionezi ce se va întâmpla peste ani. Noi de asta suntem aici, nu? Să trăiesc un viitor generațiilor care vin după noi. Noi nu rămânim eterne aici. Păi, bun, s-ar putea mandatul viitor să nu mai fi. Ar fi alții. Dar trebuie să trăiesc cadrul de bună desfășurare a... Eu tot la concluzia asta rămân. Activități în cadrul comun. Mai mulți din țară aici, că s-a intenționat, s-a distrus la numărul efectiv de animale. Păi intenționat s-a distrus. Trebuie să avem în vedere și faptul că dacă mergem acum la dispensarul ăsta veterinar, la răcăciuni și explicăm domnul doctor, ne spune, uite băi, antetul este DSV Faravan. Haideți să vă mai zic ceva. DSV Sarata. Dar nu a fost DSV Sarata. Haideți să vă mai spun ceva. Câți mai vezi cu sapa în spate să lucrezi de bucățică? Mai ieși din vină, matale, că lucrezi tot terenul cu stelică. Eu am lucrat la dispensarul veterinar Bălcescu și după aia am lucrat la dispensarul sanitar veterinar Sărata. Da, el când și-a făcut societatea... A fost dispensar sanitar veterinar Sărata. Eu am lucrat la Sărata. Pentru că noi nimnea, toți suntem de acord, și eu, și tu, și altul, a ne extindi. Dar ne extindem conform puterilor. Degeaba o are 3 comuni, poate să aibă și 10, dar să-și facă treaba. Dar la personalul care l-are depinde, da. Încă mai sunt în comun la ora actuală cu animale cu păsări nevaccinate. La mine a venit urma reclamei aia, au și venit a doua zi, m-au anunțat frumos, i-am făcut tot vaccinul. Deci, încă mai sunt la ora actuală cu animale în comun asta nevaccinate. Dimineața m-am întâlnit cu mașina, mă conduce domnișoară, doctoriță. Da. Nu cred că este nicio supărare. Sunt nevaccinați pentru că nu are o perioadă de făcut vaccinarea la păsări. Deci are o perioadă, poate. Are o perioadă și nu anunță cetățenii, nu sunt anunțați. În zona nu se duce, el pune anunțuri. Băi, ți-o pus anunță în cutia poștală? O am găsit, dar acum, da? Acum am găsit, nu m-a senzării. La pistolul a făcut, pus anunțuri. Și între opinia Mircea, că a fost ultimul la Nea Mircea când a fost. Au avut anunț că vine și facă vaccin la păsări. Mai trecut și n-au venit. Și de la Nea Mircea nu mai continua și mă doar este în sus, nu mai este. Dar era piste într-o timpoată în alte zi, că nu ai fost anunțat. Cum putea să intre la măsat, dacă nu era anunțat? Domnul Stelic. Da, e normal așa, că mă duc și anunț. Bă, e un sector de sat, de stradă. Strada asta, uite, anunț pe toți. Păi eu anunțat până la Nea Mircea. Nu eram lângă el acolo, mă, era strabăiserică. Nici eu cu vecinii mei n-am fost anunțat când s-o vaccinat păsările. Cred că nici eu nu v-ați vaccinat singură. Nu, dar trebuia să anunțe totuși, nu se anunță. Degeaba spuneți, nu se anunță. Și când este un animal bolnav, pentru că am lucrat, vin mulți la mine și eu îi trimit la medicul veterinar și spune că unde, că nu răspunde la telefon. Acum noi nu analizăm activitatea, dar adevărul că trebuia să fie un dispensar ca să știe omul unde se adresează. Pentru că vine de la răcăciuni, când vine, face, am văzut, am fost la fața locului și am văzut, face o injecție repede la animal, a doua zi nu mai vine, a treia zi nu mai vine și cui să te adresezi. Omul vine și îmi spune mie, ce să fac eu? Nu mai am activitate. Mai ales la nivelul comunei noastre nu a fost nicio sesizare, nicio... Dar este greu că nu este... Facă să cheie, cere cont medicului, după mi-am tăiat vaca din cauza ta, mi-am... Uite, din cauza ta aia... Așa este, așa este. Făcut frumos să suporte. Sau nu, vaca nu a rămas gestantă din cauza că nu a fost ținut cum trebuie materialul seminal și iar este treaba asta. Omul ne spune tot. S-au pornit vacile. Pe cine se anunță? Până vine de la răcăciune, vaca e tăiată. N-are cum. Trebuie să fie și vasile Bobrnaș și rotil acum. Nu se poate. E dispensar aici veterinar, are când timp să ajungă. De la răcăciune nu are timp să ajungă. La numărul de animale care sunt, eu am înțeles. Nu contează, sunt păsări, nu e numai câini. Se zic că nu mai luat cu numărul de animale. Sunt câini, care sunt numai cu ei. Sunt păsări, nu se poate. Că la numărul de animale sunt porci, păsări, câini. Nu se poate spune că numărul de animale o scăzut. O scăzut la bovini. Cabaline sunt, pe raza comunii, cai sunt destui. De ce ne referim numai la bovine? Deci, ca să-i asigur salariul la un doctor care... Nu e asigur centrul are la răcăciuni și are un medic veterinar, are mai mult, are o rază de activitate mai mare și are mai mulți medici. Problemele au apărut odată cu vânzarea spațiului. Problemele astea au fost întotdeauna la noi în comună. Știți că am făcut diverse adrese, când au fost cu câine, când au fost cu vaccinarea, când au fost cu oile, când au fost cu subvenția la animale. L-am chemat în Consiliul Local, l-am chemat peste tot, nu au venit. N-am nimic acum, dar problema a fost... Întotdeauna problema asta. Problema cea mai importantă este a spațiului. Asta este o ridicată problemă. Omul unde se duce? Că în unde te duci cu animalul acolo? Nu, ajungi mai degrabă la proprietar, la om și la nu mai ușor, eu așa știu. Trebuie să va găsi un alt doctor veterinar și vrea să vină să deschidă activitatea aici. Și să... Noi nu avem spațiu. Cum nu avem nici spațiu pentru dispensarul medical uman? Da, așa este. Cum a plecat doctorul Lupu, care s-a la poliție la Azăr, nu o să mai avem în vecii vești. Vinea Marian și anunța seara și din vinea tot timpul, făcea un tratament, vinea a doua, a treia zi, urmărea animalul, adevărat, bun. Și a plecat din ce cauză? Din cauza doctorului Vasiliu a plecat. Pe domnul ăsta, cum îl cheamă, Florin sau cum îl cheamă? Costică. Costică, Vlad, Mocanu. Mocanu, iarăși, păi Costică este acum în medicul comunii. La orice ori, din zi și noapte, care au fost Au fost poliții de vaccinare. Nu, dar mă zic că mă fac injecția cu amășină. Bine așa, că dacă vrei, faci o sesizare, că... Eu făcut deja Basilul lui Costică, când aveam Necolae Știnerul, Taurul acasă. Eu duc în științare, la Necolae, să nu mai țină Taurul, să predei Taurul la animale în comună, că îi îmbolnăvește pe cogea. Bine, bă, dat omul Taurul. Și hai să vină tot. Cum să mă înțărge? O mers cât a fost doctorul Marian, o mers să mă înțărge. Vreau să fac injecții la pământ. De când a plecat Marian, la pământ, toate animale. Problemele astea le-ați notat, să le trimiteți dumneavoastră la pământ. Domnul, că de adevărat, am zis, poate se poate rezolva pe plan local. Așa, iar. Că pe plan local, și ei sunt subordonați nouă și militină, să vreau o discuție frumoasă, ne pune punctul de vedere. Păi, și asta, asta e mod de a face tratamentul animale. Ce mai sunt probleme? Și ne-am spus că omul îi pătrugăim. Alte puncte. Vă așteptăm când? Duminică, nu? Ne vedem duminică? Mai la divers o problemă. Păi spuneți ca să oprească și... Așa, aș propune că văd că în comuna noastră, în ultima lună, foarte mult sau... Dar să terminăm cu problema asta, ca să știm ce facem. Trecem peste toate, ce facem? Hai, poftim. Cu problema asta, ce facem cu dispensarul? S-a propus? Ai propus o soluție, ceva? Păi ce facem? Să insistăm să vină domnul director la DSB cu domnul Vasile aici, în genere. Nu are treabă cu spațiu, nu are treabă cu loc. Deci, concesionat doar serviciu, nu are nicio treabă, e cu spațiu. Bun. Și este că... Mai de-am să ne știu mi s-a adresa asta. Da. Spuneți. Am o propunere. Deci, ca să încheiem conflictul ăsta, eu propun să facem un proiect de hotărâre a Consiliului Local, să decidem cu toții, pentru a vedea, să facem contestații pentru anularea contractului de vânzare-cumpărare, că nu s-a respectat acea clauză. Este propunerea mea. Pentru ședința următoare, cum trebuie să facem pași legali. Ca să terminăm și să încheiem. Că de 6 luni așteptăm. Noi discutăm acum. Cred că trebuie consultat un jurist, să vezi în ce condiții poți să acționezi în instanță și valabilitatea acelui contract de vânzare-cumpărare. După aia să urmezi pași și așa... Cine consultă juristul? Primăria? Din partea primăriei local, cel interesat... Deci, ca și proprietate sau ca cetățean sau ca persoană interesată, poți să acționezi și în nume propriu. Pentru anularea contractului de vânzare-cumpărare, dar și în numele Consiliului Local. Acum, fiecare care este interesat, și din Consiliul Local și din... poate să consulte un jurist. Eu consider că e de interes sau comunei Sărata. Deci eu am făcut această propunere, dacă se vrea să urmeze pașii legali, se face. Am făcut propunerea ca Consiliul Local să conteste... Da, exact. Exact. Conform... documentelor existente și clauze existente. Care inițiază, spunem la vot. Pentru următoarea ședință de Consiliu. Pentru următoarea ședință de Consiliu. Și contactați un jurist care să... Un avocat, de preferență. Un avocat. Dar e bine să se discute chiar. Dacă este regulă, traiune. Mâine vindem poliția, vindem căminul cultural, vindem școala, facem, găsim artificii de genul ăsta și toți, fiecare când stăm la primărie, cumpărăm câte ceva. Tu ne-ai cumpărat teren, îți las. Domnul Câmpanu, deci vreau să vă spun că actul meu a fost contestat și eu am câștigat în instanță pentru că a fost o licitație corectă. A fost vânzarea grajdurilor. Da, dar a fost licitație anunțată în seară. Deci nu are nicio treabă să vii că mereu și spune, doamne, tu n-ai cumpărat, nu n-ai cumpărat, la cămintul, ce așa, asta e soluție. ci eu am spus eu ți-am luat o sală cu Nigoilu cu când a fost și în instanță am fost. S-au retras toți. S-au retras toți atunci. Nu știi foarte bine că erai acolo, Stelică. Când și-o să apartă Bițan și toată șanțul. Când au venit... Dispensarul, despre care vorbim. Și ăla era terenul oamenilor, măi. Nu era terenul satului, a oamenilor. Deci cum zic? Eu propun să facem o listă de obiective rămase la dispoziție, așa. Domnul președinte, haideți, încheiați și după aia... Mai aveam o propunere la divers, eu. Ce vreau să propun? Aș propune așa, pentru că sunt în cadrul comunei vă atâtea decesii foarte multe, oameni cu condiții materiale deosebite, aș propune ca noi, Consiliul Local și Primăria, să le acordăm în mod gratuit mașina care solicit pentru a duce pe ultimul drum până, dacă au, care solicită, bineînțeles, nu obligatoriu la toți. Să le dăm sub modul gratuit. Contra unii taxi. Poftim? Contra unii taxi, cum e la mai nu știu dacă o taxi, dacă... Dar eu am treabă, dar cine merge? Când ziua că n-ai treabă la primărie, te duci și duci mult. Dar nu trebuie să fii un profă, dar nu trebuie să fii un profă. Nu, venim în ajutorul oamenilor, adică băi... Dar nu trebuie să punească niște condiții mai... Se gândește pentru ultimul drum. Hai să nu mai... Fiecare își duce. Se exagerează. Suntem primării, nu suntem cioclari. Deja de la această primărie se dau foarte multe ajutoare la oameni care nu muncesc și pot munci. Deja primăria ajută foarte mult. Ajută prin programul unii. Să nu exagerăm acum. Care o solicitată știi că l-am fost. Care o solicitată. Știam că sunt situații de nu, 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 nu. Să ajută, nu să dea 500 de lei pentru... Să dea 500 de lei din 500 de lei. Pentru cei care nu au venituri. Pentru cei năcăjeți. Nu este hotărârea dumneavoastră. Acum chiar exagerăm. Nu, dar și mașina trebuie să întrunească niște condiții, trebuie să... Poate frigorific trebuie de mașină. Dar poate părău și o mașină. Domnul președinte, mai dacă mai sunt alte înscrieri la cuvânt și să încheiem și... Da, vis-a-vis de organizarea zilei, da? Gata, seara la ora 18 vă invităm la Cămin ca să organizăm acolo cu coboare, știu eu, leghicerii, tot ce țin, vedem exact, stabilim cum și în ce fel va fi deschiderea. Pentru că noi cu... ansamblu comunei, ne străduim de ceva timp. Și chiar ar fi indicat ca și consilierii să vă implicați un pic mai mult, pentru că e vorba chestiunea comunei, da, ați votat, sunt banii ăștia, haideți să facem pe toți împreună. Ați împărțit dumneavoastră banii cu nu știu cine și ați spus că... Eu n-am împărțit, este cheiat un contract. Păi bine, chiar nu am împărțit niciun bani. Eu nu i-am niciun bani, eu nu văd niciun bani. Ansamblul ăsta care vine, că normal că... Păi și atunci, dar cum pot să spui că am împărțit eu banii cu nu știu cine? Păi ați împărțit banii pe artiști, la asta mă refer. Dar nu împărțit. Parte primărie, organizatorul, deci el a scos serviciul. Și serviciul ăla care a luat patronul și-a împărțit banii. Acest ansamblu bine era dacă ar fi fost să lăsăm orgolele deoparte, că acest ansamblu să rățină. Că v-a fost frică care și cum e mai slăvit acolo mucenica sau altcineva. Pentru că până la urmă în ansamblu Sărățelul reprezentam comuna Sărata și toată lumea știe, Sărățelul reprezenta Sărata. Din câte știu, a fost limitat să vină, dar a plecat așa. Sărățelul. Da? Păi știu la un moment dat, a fost un contract între doamna primar care a vrut să facem un parteneriat și după aia a doua zi când a venit să semnați, ați schimbat decizia, doamna Prisecare a fost de față și știe. Bine ar fi fost să continuăm. S-au creat două grupuri. Deci s-au creat două grupuri. Vă spun, în timpul seara noi eram la repetiții. O venit și-o luat boxele, ne-au lăsat nici nu mai eram acolo. Normal, din moment ce nu l-ați solicitat și nu așa. Dar putea să vină și el să... Deci oră grupurile au fost... Eu știu mai bine că și-am fost încă cumpliți cu Radomânta. Nu vreau să-l veni mai târziu în căci. Da, nu, ce pot să vă spun? Toate discuțiile au fost pentru că domnul Mucenică are niște bani și bani de la Constituția, care toți știu. Deci de fiecare dată se dau bani și pentru a face înregistrări, da? Când au fost 15 milioane și nici măcar sticul nu l-au lăsat acum când au plecat. Adică sunt niște chestii care oamenii au dat bani, da? Și el au luat bani și da, Consiliul Județean și luau bănuți frumoși. Bine, la fel cum și dumneavoastră și organizarea și trebuia cu factură, de contate, toate chestiile astea, nu? Așa va fi. Păi așa făcea și el, nu vă supărați. Nu că și el avea persoană juridică și așa, dădea la toată lumea, nu? Bine, acum, vis-a-vis de acest grup, care noi, încă de la început, cu domnul Hugeanu, când am fost să discutat cu doamna primar, ce există conflicte și asta, am decis să trecem peste ele, da, că de fapt intenția este să transmitem mai departe tradiția și folclorul și tot ce este frumos, legat de muzică, de cultură, de copii, de aia vârstă. Vreau să se ducă mai departe și să lăsăm la o parte toate conflictele astea existente și să colaborăm. Că de fapt, este foarte, știți ce este important la grupul ăsta? Că lumea vine din plăcere. De ce cei seniori, bătrâni, vârstă, ce sunt, deci oamenii vin din plăcere. Nu vin nici pentru bani, nici condiționați și pentru că este evenimentul ăsta, o să încercăm să facem tot ce este mai bun. Dar cum zice și doamna primar, ar trebui să veniți consilierii, pentru că este o acțiune la nivel de comună și să ne organizăm un pic. De seară suntem la 6 acolo și spunem toți numărul la număr și să fie o chestie frumoasă. Mai dau o părere dacă vine din partea cuiva, tot contează. Da, bine, deodată dacă zice cineva ceva, nu-i bine, așa că nu veni bine. Luăm o decizie care e mai bună. Luăm o decizie care e mai bună, dar vorba nu... De ce n-ați făcut un comitet de organizare? Fiecare s-a ocupat din ce? Cine s-a ocupat din comitet? Haideți că vorbim. Tare ai mai fost tu prezent. Mereu ai venit numai cu venin și cu reproșul. Păi tu dacă faci așa, de ce n-ai solicitat și tu colaborarea unui alt comitet? Eu colaborez de 3 zile să la primărie, am fost la 2 chestii și la balonul de fotbal. Tu pensionar poți să te duci în orice. Dar nu tu pensionar, că am atâtea activități și în familie, că nu m-a dat nimeni acasă. Mi-a spus că nu mai am treabă în casă. Știi că la curte e treabă de dimineață până seara. Dar eu am observat puțină ură, așa, nu știu, mai mult din zona asta, mai mult de la tine, nu din zonă, așa, păstrată de ani și ani și ani de zile. Pe de-aia nu există un simț constructiv nici în Consiliul Local, nici în primărie. Domnul Bălan, putem să încheiem ședința și după aia... Nu, că o să transmit mesajul. Supărăm că noi suntem oameni civilizați. Declară închisul lucrările ședinței ordinare.